Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Sunt bucătar de peste 20 de ani. După ce voi trece de ziua de astăzi, mă voi gândi chiar și la anumite rețete pentru finală. Doamna Violeta, aveți un băiat frumos de 38 de ani care este singur. Ce părere aveți dumneavoastră de treaba asta? Că n-are timp să-și facă iubită. Da, îi place foarte mult munca. Păi da, dar dumneavoastră nu vă doriți nepoți? Bineînțeles că o să urmeze, o să urmeze, ușor, ușor. Ce ți-a dat ție bucătăria și nu puteai să primești din altă parte? Bucătăria mi-a dat multe, am văzut foarte multe. Poate bucătarii cu adevărat care iubesc bucătăria o înțeleg. Și acum îți doresc să ai cuțitul, nu? Bineînțeles. Astăzi voi găti astice a la catalana cu o spumă cremă de roșii picadillo și un gazpacho aromatizat cu busuioc, puțină zeamă de lămâie și ulei de măsline. La aproape 19 ani am avut posibilitatea să plec în Italia. În Italia mentorul meu principal a fost un bucătar șef, Ermardo Bernardis. Superb! Acest șef, Bernard Ermano, mi-a spus, dacă ești să fii în continuare și ai stofă de bucătar, în 2 ani vei fi bucătar sau șef bucătar într-un restaurant al meu. Am zis că mă ia peste picior, că pur și simplu râde de mine, văzând că eram un spălător de vase. Aveam 2-3 luni, încercam să învăț limba italiană, în același timp trebuia să și învăț bucătăria italiană. Cu atenție, voi! Împărțind două, coada cu capul și cu atenție că totdeauna înăuntru poate să mai aibă apă caldă, să nu ne facem rău. Am mers la cursuri și nici după 2 ani mi se dă într-o bună zi o trusă de cuțite și mi se spune, asta este a ta, succes, în continuare mergem la noul tău loc de muncă. În fața restaurantului zic, băi, aici este restaurantul Acopața. Da, și o să fii șef bucătar și de asta ți-am dat și această trusă de cuțite profesionale. Vom folosi și capul pentru un decor. Normal, se folosește cam totul. Și pentru decor și pentru a se mânca. Am un restaurant la Galați de aproape 3 ani de zile. Restaurantul nostru este o afacere familie, ceea ce dăm o încredere deplină clienților noștri. Cu mama ne mă înțeleg foarte bine, numai că eu sunt puțin mai rigid. Practic, în bucătărie sunt eu arțăgosul și mama lasă de la ea. Pe mine șefii m-ar vrea în echipă. Poate dacă șef Florin m-ar alege, ar avea un atu în mână. Pot să spun că sunt un bucătar complet. În 2007 a fost reuniunea Asociației Bucătarilor Italiani din lume, unde aproximativ vreo 300 de persoane, bucătari din toată lumea, au primit trofee, care stele de la restaurazione se numește în Italia, și este un merit că respecti bucătăria italiană în lume. Eu am fost chiar unul din bucătare care a primit acest trofeu. Așteptările mele de la șef la cuțite sunt mari. Pentru mine este o nouă etapă, este o provocare. Sunt bucătar sau nu sunt? Am grea pentru desert. A ce miroase, mă? A ce miroase? A chiftele. Dar de ce? La la, ulala. La. Avem un homarel, Homar, dragul meu. Cum îl cheamă pe ăsta? Homarone. John Homar Hoinar din Canada. Dar ce e lângă? Pare gazpacho, voi. Bravo. Gazpacho cu limara, e cu vârgulița. Toată chestia asta de aici. E gazpacho. Da, e gazpacho. Ce ochi am de vultur pleșuv, Cătăline. Aha. De ce gazpacho și homar? Pentru că se poate. Eu sunt fericit că n-am primit și ciocolată pe lângă așa. Că... Vrei? Nu. Oh. Gata, mi-a trecut. Nu mai avem. Mi-ajunge, da. Mi-ajunge, nu mai vreau. E. Cine face gazpacho și homar? Român, Spania, pe acolo. A plecat, a venit. S-a răzgândit. E unul mai stărit care știe cu populeța. Cu homarul. Bineînțeles. Homarul este gătit corect, nu și-a bătut joc de el, adică nu e paradit, nu e stricat.
Bună seara, șef. Bună seara. Mă numesc Robert Patrache. Am 38 de ani. Sunt din Galați. Din Galați? Dragoste, sufleția. Sunt bucătar de profesie de aproximativ 20 de ani și dețin și un restaurant. Oh, interesant. Cum ai reușit să-ți deschizi restaurant? M-am chinuit... Unde? Unde ai muncit? Italia. În Italia, 11 ani. Și din Italia am plecat în Monaco di Baviera, cum spun italienii, sau la München. Și am muncit pentru 3 ani de zile la un restaurant italian. Atâta influență italienească și tu ai un gazpacho în farfurie? Eu l-am numit un homar a la catalana, reinterpretat. Am spus să-mi pun puțin amprenta, să fac un gazpacho puțin mai grosolan, aromatizat cu ulei de măsline, busuioc. De câți ani ai tu restaurantul tău propriu și personal? De aproape 3 ani. Te descurci? Ai clienții casei formați? Am clienții case, clienți fideli, clienți care mi-au spus să merg la șef la cuțite. De ce? Că merit. Merit truda care am făcut-o și ceea ce iubesc. Iubesc foarte mult bucătăria. Pentru mine, la 38 de ani, alți prieteni sunt însurați cu copii, fericiți, nu știu ce. Nu că nu aș fi fericit, nu am o familie, pentru că m-am dedicat foarte mult bucătăriei. Și nu-ți pare rău acum? Nu, deloc. Deloc? Da. Cum, ai familie deja? Că ai bucătărie, înseamnă că ai și nevastă și copii în același, pentru în același loc. Da. Prima mea iubire. Și cred că... Păi și nu vrei să te însori? O să mă însor. Sper să fie o bucătăreasă, așa... Păi, da, o bucătăreasă, mă, frate, nu altceva. Uite, mă, să împartă muncă, ce ne-ai mai. Păi cum? Dragul meu, dacă ar fi să mergi mai departe din ce echipă ai vrea să faci parte? Eu consider că un bucătar finit, într-o anumită manieră, trebuie să fie. Cu un plating, cu un felul întâi, cu un felul doi, dar totuși, mâna de aur sau cireașa de pe tort, dacă ai ști, și la un desert să fii mai bun, atunci la domnul... Florin, aș vrei. Deci la Florin vrei. Mânuță de aur. Florin, mână la Florin. Respectăm așa, asta, Florin. Nu este problemă. Robert. Nu-i... Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.